de exemplu, în Marea Britanie angajatorul se așteaptă ca la trebuie. Să aveți și scrisoare de motivație. Aceasta ce trebuie să facă? Să evidențiezi cunoștințele din limba engleză ale angajatului, să prezinte aspecte personale sau să prezinte pe scurt aptitudini și experiențele anterioare. Bravo. Deci, vă mai pun întrebare. Uitați-mi pe lucrurile. La, pentru o bună impresie la interviul de angajare, în care se recomandă să vă îmbrăcați. La, cât mai formal, cât mai direct, sau mai degrabă o ținută lejeră, relaxată. Tare. Merită. Să știi că în țările latine sunt ținute mai lejere, sunt foarte scoțe, să vorbești mai liniște cu fală de ajutor. În Anglia sau în Germania, pentru completare, cum au răspuns? Corect, cum se corect. Corect. Pentru completarea documentării, vă sugerăm să accesați portalul EURES al lucrurilor de muncă, rețeaua Europe Direct și Centrul Europe Direct din Botoșani, unde veți găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, cât și magazinul EU Bookshop, unde puteți să primiți aceste publicații câte una și vă alegeți o serie întreagă de publicații privind locurile de muncă, să spunem, și multe, multe alte date despre Uniunea Europeană. Mulțumim frumos!